mai faci sport? Da. Dimineața, nu știu, mișcare, alergii da. orice, mai faci? Când m-am retras din activitate, am spus că nu o să alerg nici măcar după tramvai. <laughs> <laughs> Încerc să fac mișcare, dar făcând exerciții de stretching, pentru că și spatele meu cere acest lucru, și eu trebuie să am grijă de mine și îmi dă și o stare de bine... Atunci când reușesc așa puțin un sfert de oră, nu să nu ți imaginez că mă mai antrenez Deci cu nu te orele. vede lumea alergând prin no, Pipera, no, prin no, pădure, no, prin no, Băneasa, no, nu? nu, biciclete alergând. Mă vede mergând în casă, mă mișc unde eu de fel sunt foarte energică am mulți volți. <laughs> Așa că uh, toată ziua mea se rezumă la uh, uh, am consuma energia într-un mod constructiv și făcând ceea ce îmi place cel, uh, cel mai mult. Eu, într-un timp, am avut senzația că sportul omoară. Da, nu că numai nu. asta. Își luau oameni da. scutire, scutire. Ba, am platfus, clasa ba, am nu știu de ce. Deci clase întregi scutiți. Știu. Clase da. întregi scutiți. Exact. Uh, să nu faci prima oră că transpir și răcești. Da, de parcă și stai nu ud, mamă, da. la școală. Stai ud, mamă, la școală și nu poți. De parcă nu poți să-ți iei un tricou în geantă și să te schimbi ca să nu stai ud. Uh, nu realizează părinții că atunci când copilul își consumă energia într-un mod constructiv, el dă mult randament mult mai mare la română, matematică și așa cum se vehiculează, că aceste materii sunt cele de bază. Sportul, nu, sportul e acolo, la și altele, nu. Sportul este și el o materie de bază, pentru că și sportul ar trebui predat lecția de educație fizică ar trebui predată în școală de profesor. Profesorul trebuie să aibă uh, caiet uh, de lecții, adică plan de teorie, lecții exact ca la orice altă plan ca la orice altă clasă. Da. Exact ca la orice materie. Vedem copiii noștri că nu știu să alerge, copiii noștri nu știu să meargă. Copiii noștri au gențele alea de niciun om matur nu merge la servicii. Și au probleme cu spatele, cu servicii, umărul, cu cervicala. Toate aceste lucruri trebuie corectate, reglate. Unde să le faci? Unde când părintele vine cu scutire? Sport nu înseamnă performanță. Înseamnă Ca să sănătate, se cred că, în primul rând. Exact. Sportul înseamnă sănătate. Performanța o fac cei care au talent. Care, care, au trec peste limita de ceva confort. lăsat de da. la Dumnezeu în plus față de un copil normal, care el trebuie să se miște să fie sănătos, pentru că avem nevoie de o generație sănătoasă care să ducă țara asta mai departe, iar performanța o fac cei care sunt dotați de la mama natură pentru a face performanță. Și atunci, cu cât se vor mișca mai mulți copii, cu atât și baza de selecție pentru performanță va fi mult mai mare. Acum? Elisabeta Alipă, ce fel de soție ești? Eu zic că bună. Faci mâncare, calci, <laughs> da. calci cămăși. Deci fac, nu cred. fac de toate. Spăl, calc, fac curat, <laughs> fac mâncare, iar mâncare să știi mama mea, care este la mine... <clears throat> Ostilează așa între mine și sora mea, că a ajuns și ea la o vârstă onorabilă de 91 o, de ani. Să trăiască să fie sănătoasă. Și consider că avem obligația să avem grijă de ea și să-i oferim tot ce putem noi mai bun să-i oferim așa pe uh, finalul vieții. Și uh, chiar mama mea într-o zi mi-a zis. Nu știu unde ai învățat tu să gătești, dar să știi că faci mâncare foarte păi bună. acasă, unde să înveți să gătești? Zic, mama, am învățat să gătesc de la foștii mei, mei vecini, Dumnezeu să-i odihnească, când veneam de la Snagov și mă duceam, să team la bloc și mă duceam la ei și vedeam... Pamândoi, amândoi, unul mesteca în oală, unul tăia ceapă, unul... Și uite, asta îți face așa, asta, așa, asta, așa, așa... Și am rămas... Că eu am plecat de acasă la... De tânără, la, de copil. La 16 ani, iar șefă la bucătărie era sora mea, nu eu. Da, da, cred că e din ADN-ul da, da. nostru, știi? Și Moldoveni e. să gătească sau din zona da. aceea țării să gătească rău, n-am găsit da. Așa că Și ce ți-e că... cel mai bine? Ce da. mâncăruri? Că vrem să o de un pic pe femeia, pe soția, pe de, mama De ei toate, de toate ce, Care e deci. mâncarea preferată a copilului tău? Gătită de deci, tine? Copilul meu când era bebeluș a stat cu mine în cantonament și mânca toate mâncărurile pe care le mâncam sportivi. noi sportivi Dar după care este mai pretențios așa la mâncare și atunci eu încerc să-i adaptez așa să zic acasă felurile care îi plac și atunci uite de exemplu paste boloneze eu îi fac sos sosul bolonez, eu îl fac. Cu carne tocată, cu, cu sos, sos de roșii, cu, cu ceapă. Ceapă, cu... cu tot am o prietenă, fostă canutoare care trăiește în Italia și care mi-a dat niște rețete și alea le respect cu sfințenie. Deci, când îi fac sosul ăla bolonez, durata lui, mi-a vreo trei ore. Deci tu îl faci ca la da, carte de dar, la zero. Ca la carte de la zero, tot. Dar și când iese, zice Dragoș, mama, e incredibil de bun. Ce să fac? Carne de friptură de vită, cartofi, mai fac cartofi prăjiți, dar nu uh, prăjiți în ulei, ci la tavă. Uh, Piureul, zice, ce piure faci? Mama, nu face nimeni. Cum zic eu, mama... Fă-ne mama, că așa cum o faci tu, din, nu o face nimeni. Din curcan, pe da. știe, din porc, da, din depinde. Nu că de porc nu-mi place. De curcan. De curcan, de cocoș, chiroște. Știi ce sale, da? Chiroște, chiroște. Chiroște, stai așa, hai, stai așa. hai, zi! Stai așa, stai așa. sunt papanaș sau? colțunaș cu brânză. Da, fierți cu brânză, nu? nu Fierți oală. cu brânză, nu da. Colținaș, asta e mama, fă da. chiroște Chiroște da. cum face mama Nu știe să facă nimeni deci să... Și supe, ciorbe, știi să că trebuie și să supe, știi da, supe, alea supe, mă da, Supe, ciorbe Îi place lui Dragos ciorba rădăuțeană da. Care și asta ți-a timp da. da. Și când o fac te lingi pe degete da, 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 da. Deci, ești deci umul, să știi Ești omul de casă da, care și calci da, cămăși pe dungă da, și de și Păi da, trebuie să știi. Te să... sună ceasul, dar nu știu de ce sună, că n-am pus niciodată. <laughs> trebuie să plec, știi, că mă duc la sociala <laughs> Da, da, da Imediat e cap. Păi e, e final de emisiune E final de gata. emisiune, corect Așa, ce vreau să te mai întreb e, Ce fel de soacră te vezi? Că ai un băiat. Și eu îți spun din experiență că mamele de băieți singuri, de la soțul meu, văd, sunt așa mai mămoase, așa cum mai zice mai mămică, mai mă, puiule, dar ce să-ți aducă mama când vine de la Cluj? A, eu mor că asta al meu are 45 de ani, are Mulțu trei înainte. copii. Mulțumesc! La fel! Și zic, mai cum să zică, mă, puiule, de față cu copiii mei? Să zică, mai mămică, de față cu copiii mei? Ce exemplu dai tu copiilor ăstora când zic, văd că tai sunt dita mai vorba aia, îi zice, măsa puiule. Ce deci, de... eu, eu nu văd decât uh, un lucru bun că zici așa, <laughs> pentru că și copilul tău uh, o să-și amintească cum îl alinta uh, bunica, bunii, uh, chiar dacă are vârsta care o are. Uh, asta așa arată dragostea de mamă. Așa e și tu? Da, ție nu-ți spun. Uh, părinții, părinții mei, nu. Nu? Pă părinții cum mei, părinții mei. Nu știu cum a fost la tine, dar eu fi venind din o zonă apropiată, da, din zona Iașului, Târgu Frumos, m-au crescut mai auster. Adică nu mi spun spus niciodată mie doar de tine, niciodată te iubesc, niciodată să te îmbrățișeze. Întotdeauna dacă am fost bună, am fost olimpică, bine, eu la literatură pe treburile da, da. mele. Sau dacă am avut performanțe într-un domeniu, mi-au spus, bravo ție, este meritul tău, Uh, și așa este și normal să se întâmple Trebuie să muncești, să devii cineva Adică nu m-au îmbrățișat, nu m-au iubit Nu mi-au zis mie doar de tine, nu mi-au zis te iubesc Mă pupa un som. Nu știu dacă la tine era așa, <gadic> dar au fost mai duri. Ei, eu acum când văd <gadic> în familia soțului meu că soacră mea e încă mămoasa și posesivă ești un pic și geloasă. iubita, zic, domnule, dar nu mai încăpem atâtea femei da. aici în da, casă. Da, ești un pic geloasă. Asta zic, da. ești o genul ăsta de mamă și te vezi în viitor mamă soacră, așa, mai posesivă, mai geloasă, mai... Nu. Uh, nu sunt nici posesivă, nici geloasă, pentru că eu merg pe, probabil unde duștiu, am trăit în cantonament, am văzut viața altfel, am plecat de acasă de mică, am uh, vizitat lumea când alții nu au avut posibilitatea, am avut ocazia să văd și comportamentul altora. Eu nu mă văd o soacră posesivă, ci pur și simplu dacă uh, viitoarea soție a lui Dragoș uh, voi vedea că îl respectă Va avea tot respectul meu. Probabil că voi reacționa dacă o să văd un comportament altfel decât cel normal. Dar eu nu cred că o să se întâmple.